Salut, dragilor! Bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Ne apucăm de treabă repede, fresh cum suntem, no? Da. Și ei e nouă. Au și promis o seară lungă. Din seara asta dormim aici. Asta e prognoza zilei de astăzi. Bine, dormim aici. Scapi eu de viața asta, nu? Dar nu mai eu și voi. Da. Deci pregătirea pentru teza asta este problema la ordinea zilei. Spuneți-vă și prietenilor voștri, au șansa asta. Eu voi pune, dacă nu sunt acum pe fază, au șansa să vadă pe, la profund, la lecția deja pusă. De mâine seara încolo, bănesc. Așa va fi. Deci tema pentru acasă. Tema pentru acasă. Pregătire pentru teză, da? Da. Pentru teză. Clasa a 11-a. Zic, Cosmin. Primul exercițiu. Studiați existența limitelor funcțiilor. F definită pe R cu valori în R. Da, e definită pe R cu valori în R. În punctele specificate. Având rețeta. F de X. F de X egal cu logaritmul în bază 2 din X pe 2 X mai mare ca 4. Și X0 egal cu 4. Deci prin două legi, da? Prin două rețete. Da. O dată pentru x mai mare ca 4 și alta? Și 2x minus 6. Și 2x minus 6 pentru x mai mic egal decât 4, da? Da. Problema spune punctul x egal cu 4. Da. Se vede la trecere aici, da. Problema, da? Și zicem, limita la stânga mai întâi, el ies în 4, cum se ne vorbește, egal cu limita. Egal cu limita pentru x tinde la 4. Iată așa scris, nu săgeata pentru, da, limita la stânga. Din expresia din stânga? Din logaritmul... Nu, mă, pe stânga. X mai mic decât 4. 2x minus 6. 2x minus 6. Și face ce înlocuim? Egal cu 2 ori 4 minus 6, 8 minus 6, 2. 2. Limita la stânga lui 4, limita la dreapta lui 4. Limită pentru x tinde la 4. Da. Din expresia din dreapta? Da. Logaritmul în bază 2 din 4 pe 2. Din, numai din x pe 2. A. După ce înlocuim, punem. Da. Înlocuim. Deci dacă ai pus limite în față, pui funcția. Din 4 pe 2, înlocuim baza 2 din 2. Face 1. Să vede că el ies în stânga lui 4. Diferit de el de în dreapta lui 4. Rezultă că nu există. Nu există limită pentru x tinde la cât? X tinde la 4 din el de x. Nu am limită. Pentru că el trebuie să fie, să existe, să existe, să fie egale. Și iată că noi am constatat că nu sunt egale. Mergem mai departe. Punctul B. Da, drumul la cameră. Eu zic că da. Nu știu. Da. Bine că ai întrebat, e bine că ai întrebat, i-am dat. Deci f de x egal cu? Radical din x minus 1. Tot prin două rețete? Da, da. Supra... Radical din? X. X fără... doar radical. Așa. Separat minus 1. Da, minus 1. Supra x pătrat minus 1. X pătrat minus 1. Pentru? Pentru x mai mare ca 1. Și x0 egal cu 1. Și? X0 e... Păi în 1, dar și la altă rețetă. 1 plus ln din x. Ln, da. Ln la tine. Logaritm natural. Logaritm natural. Logaritm natural din x. Ln. Logaritm natural din? Din x. Da. Supra 2. Din x pe 2? Sau totul supra 2? Totul supra 2. Asta pentru x mai mic egal cu 1. Pentru 1, x, da? Aparține intervalului 0, 1. X aparține, voi dacă te întreb,
Și lui 01. Închis la 1? Nu, e deschis la 1. Tot la 1, 2. Dar de ce nu a zis x mai mic ca 1? De ce a zis de la 0 încolo? Pentru că e la dreapta. Nu mai. Nu. Pentru că logaritmul este pretențios, el spune așa. Eu mă descurc, fac treabă dacă am numere pozitive. Și dacă mi-ar fi dat x mai mic ca 1, sigur că eu aș fi priceput că e vorba de x mai mic decât 1. Nu m-aș fi gândit la x negativ. Dar autorul vine și întărește asta, că ne ajută și zice de la 0 la 1 x. Da? În 1 se pune, da? Repede. El ies în 1, limita stânga la 1, egal cu Cosmin vorbește, limită. Limită pentru x tinde de la 1. Din 1 plus... Din 1 plus, așa, cum ai zis, 1 plus logă natural, din x totul supra 2. Și egal. 1 plus logaritm natural din 1. 1 plus logaritm natural din 1. Supra 2. Supra 2 și logaritm din 1. În orice număr este, în orice bază, logaritmul din 1 este 0. Face 1 pe 2. 1 pe 2. Limita la dreapta lui 1 egal cu limită pentru x tinde la 1. X tinde la 1 din... expresia din dreapta. Vă rog să lucrați și voi, că antrenament, așa vă pierzi mâna. Da? Să vedem limita. În punctul 1, da? Deci sunt două funcții și problema spunea cercetări limite în punctele 4 mai înainte și aici în 1. Din expresia din dreapta lui 1, dincolo de 1, deci din prima, din radical din x minus 1 supra x pătrat minus 1. Și egal cu? Și egal cu radical din 1 minus 1 supra 1 minus 1. Așa? Și vine 0 pe 0. 0 pe 0, băi, îți dai seama. Și pentru asta, pentru situația asta de 0 pe 0, încercăm artificii de calcul. Ar fi manevra cu scăparea de radical de sus, adică conjugata, da? Deci egal cu limită pentru x din de la 1 din radical din x minus 1 pe lângă radical din x plus 1 totul supra pe x pătrat minus 1 scrie ca x plus 1 pe lângă x minus 1 totul pe lângă radical din x plus 1 radical din x plus 1. Și egal mai departe cu limită pentru x tinde la 1 din a minus b pe lângă a plus b, face a la 2 a minus b la 2 a. Adică x, x minus 1, totul. X minus 1 supra x minus 1 pe lângă 1 și cu 1 fac 2, 1 și cu 1 fac 2, balast ăsta, și mă prind repede, 4. Da, 4. X minus 1 pe x minus 1, simplifică. Și egal cu 1 pe 4. 1 pe 4. Concluzia. Limita la stânga mi-a dat 1 pe 2. Deci avem, el ies în 1 egal cu 1 pe 2. El de în 1 egal cu 1 pe 4. Acolată din cele două, cele iese? Că nu sunt... Nu sunt egale. Deci el ies în 1. Diferit de el de în 1. Deci nu există limite pentru x tinde la 1. Dar nu s-aude. Am uitat să înlocuiesc. Dar nu se aude, da? Dar nu se aude. Acum, acum rezolv. Da. Se termină bateriile și... Deci limita la stânga la 1 egal cu limita... Nu e egal cu limita. Rezultă că nu este limită în punct, nu? Da. Asta e. Sigur? Iată că... alte funcții care mai e acolo, te duc și Andreea la tablă, repede. Așa să... astfel încât
funcția f definită pe r cu valori în f, dată de formula f de x egal cu r la puterea x minus 1, minus 1, totul supra 3x, 3x minus 3. 3x minus 3. X mai mare sau egal decât 1. Să aibă limită în x0. Pentru care a ori sinus de sinus de 3x minus 3 supra 3 totul supra 3. X mai mare ca un, x mai mic ca 1. Da, mulțumesc frumos. Să șterg o tabla repede. Deci, e vorba de o funcție f de x definită pe r cu valori în r, care are expresia 3 la x minus 1 minus 1 supra 3x minus 3. X mai mare sau egal. Deci trebuia tu să o dai pe două expresii. Păi de ce nu ai spus mai? Ai pus o situație dificilă. F de x egal cu a colată. Așa se dictează, așa se dictează. Deci funcția este dată prin două rețete, prin două legi de compoziție. Deci spunem f de x egal cu f de x egal cu a colată. 3 la x minus 1. 3 la puterea x minus 1, minus 1, minus 1 tot supra 3x minus 3. 3 pe lângă x minus 1, zic și eu. Da. Asta pentru x mai mare egal decât 1. Să aibă limită. Stai, mă, stai. Și o altă, altă rețetă. A ori sinus. A ori sinus de 3x minus 3. În paranteză, 3x minus 3. Totul supra 3. Supra 3. Asta când x mai mic ca cu... Vezi, mă, trebuie să învățați un pic, măcar așa. E vorba de o funcție dată pe reuniuni de intervale. Dată pe reuniuni de intervale. Adică o dată până, în 1, minus infinit 1, și altă dată de la 1 încolo, pe cele două intervale, prin două rețete. O rețetă este asta, rețeta de obținere a y-ilor. Și cealaltă rețetă, când depășim, când suntem până în 1, rețeta este asta, deci. Povestea este să găsim pe valorile, să găsim acele valori lor, pentru care să existe limite în punctul ăsta, nu? Deci, ce a se pune aici? Fii atent aici. A egal cu cine? Așa încât să existe limită pentru x tind de la 1 din f de x. Ce a se pune încât să existe limită? Sigur, problema este să calculăm limite laterale în stânga lui 1 și în dreapta lui 1 și ca să fie existe limite, cele două trebuie să fie egale. Asta e strategia de lucru. Așa că ne apucăm de treabă, spunem. El ies în 1. Este egal cu limită. Limită pentru x de la 1. Din expresia din stânga. Care este expresia din stânga lui 1? A ori sinus. Așa, din asta, din A ori. A ori sinus de 3x minus 3. Da, 3x minus 3. Totul supra 3. Deci limita pentru x tind de la 1 din a ori sin de 3x minus 3 supra 3. Da. Și cât face asta? Hai să trecem la limită, să lucrăm. 3 ori 1. 3 ori 1. 1, 3. 3 minus 3 face 0. Sin de 0 este 0. Sin de 0 este 0. 0 pe 3 este 0. Și indiferent ce a voi pune aici, tot 0 va face. Da. Limita la dreapta lui 1 este limită pentru x ce se duc dincolo de 1 din expresia 3 la x minus 1 minus 1 totul supra 3x minus 3. 3 pe lângă x minus 3, da? Da. Și este egal cu 3 la 1
ce mi-ai de X minus 1. 1 minus 1 face 0? 3 la 0 e 1, minus 1 e 0. Și 0 și X minus 1, da? X minus 1, corect. Și face 1, minus 1, 0, 0 pe 0. Da. Cum acționăm aici? Este fundamentală. Hai, trebuie să o găsim. Scoatem 3 la... Dacă ai și 3 la x acolo și mai ai și 3 la x minus 1, să vezi pe 3 la, la putere cea mai mică, de acolo e 1. Din conjugatul. Este fundamentală aceea. Limită pentru x din de la x0. Din a la f, a la e, o expresie, e de x minus 1 supra e de x. Face 1. Dacă și numai dacă, e de x, se duce spre 0, adică după înlocuire, e de x face 0. Asta e fundamental. Deci a la, a la putere de x minus 1, logaritmul natural din a, parcă? Da, da, da. Logaritmul natural din a este. Da, da, da. Făcea logaritmul natural, da. Am obosit. Sunteți atenți și la ceea ce se întâmplă așa, că urmăriți să fac greșeli. Deci face logaritmul natural din a. Dacă ar fi fost E la F minus 1 supra E, făcea 1. Da. Dar A la face logaritmul natural din A. Bun. Și acum, o să putem demonstra dacă e nevoie, dar să mă ocup, să mă întorc în ieșiță și zic așa. Egal mai departe cu... Sunt exact în modelul ăsta. 3 la ceva minus 1, dacă acel ceva, adică exponentul X minus 1, se face 0. Și înlocuim pe X cu 1, vine 1 minus 1, 0. Sunt pe culoar bun. Deci o să zic, limită pentru x tinde la 1 din 3 la puterea x minus 1 minus 1, totul supra x minus 1, asta e contribuția mea, le cunosc că am pus-o eu, x minus 1, supra 3 pe lângă x minus 1, și egal mai departe. Asta face logaritmul natural din A. Adică logaritmul natural din 3. Da, din 3. Și x minus 1 cu x minus 1 se simplifică. Totul pe 3. Terminat. Logaritmul natural din 3 pe 3. Ei. Cât mi-a dat limita la stânga lui 1? Revenim cu atât. Limita la stânga lui 1, el ies în 1, îmi dat 0. Deși eu cred că autorul aici a zis 3 pe lângă x minus 1. Nu știu de ce vreau să cred. E greșit, e copiatul greșit. Ca să mă dau 0 pe 0 să mă duc. Și să fac fundamentală și să fac o treabă deșteaptă. Și să găsesc pe A, să egalez acolo. Eu aș fi așa, dar aș fi dat greșit, dar nu așa cum ai dat tu. Fac eu modificarea? Nu. Ca să fie ești deștept. Așadar, 3 pe lângă x minus 1 și 3x minus 3 este argumentul când se întâmplă că am, să am sin de ceva supra exact acel ceva, limita asta este 1. Da? Și vine 3x minus 3, este exact așa, și atunci din A ori 1 face A. E egal cu A. Și acum, limita la stânga lui 1 mi-a dat A, după modificare făcută. Limita la dreapta lui 1 mi-a dat logaritmul din 3 pe 3. Da? Și atunci spun, acoladă, există limită pentru x tinde la 1 din f de x. Există limită, dacă și numai dacă. Există la laterale, există el ies în urmă și există și el de în urmă și și el ies în 1 egal cu el de în urmă. Adică de aici ar fi echivalent cu a spune că A egal cu logaritmul natural din 3, totul pe 3. Deci există limita aceea, dacă și numai dacă au o valoare ce e atât.
Concluzia este așa, discuția se poartă, discuție. Cazul întâi. Dacă A diferit de logaritmul natural din 3 sau pe 3, rezultă că nu există. Nu există limită pentru x din de la 1 din x. Iar dacă A e egal cu logaritmul natural din 3 pe 3, rezultă că există limită pentru x din de la 1 din f de x și ea este egală cu logaritmul natural din 3 pe 3. Adică valoarea din partea dreaptă, partea dreaptă. Reiau încă o dată. Ce a fost aici? A fost valoarea de o funcție dată prin două legi, două exprimări, da, două rețete, o dată prin varianta în stânga un sin și altădată printr-o fracție. Ambele cazuri, după modificarea făcută, mă duceam în cazul 0 pe 0, și în stânga și în dreapta. Pentru varianta aceea din stânga, când am un sinus de ceva, exact supra argumentul său, atunci face 1, dacă argumentul duce la 0. Și așa se întâmplă. Că 3x minus 3, când logream pe x cu 1, face 0. Și varianta cealaltă, a la ceva minus 1 supra acel ceva, a la e de x minus 1 supra e de x, face 1, deci valoarea este, pardon, logaritmul din a, dacă și numai dacă, e de x se duce la 0. Da, asta. Și am făcut discuția. A, dacă e atât, a, dacă nu e atât. Și atunci discuția s-a purtat. Altceva? Atât. Ești liber. Dacă vrei, mai stai. Nu prea mai vrei. Așa. Bine. Începem cu Andreea. Cred că așa e corect. Băieți, am ce să vă spun. Sper că, Andreea, n-ai foarte multe. Dacă vrei să te răzbun cu ei, uite mai multe. Pe Vlad îl lăsăm la urmă, că el oricum mă duc acasă. Să șoc cu el. Da? Să șoc cu el, deci. Ești și tu cu el, dar nu mergi în aceeași direcție. Păi asta e problema. Așa. Cred că găsesc că este un comun, la urma urmei, doar din acest manual, nu? Să zicem. Sau nu e acest manual? Nu. Ne facem ceea ce mi-a făcut în sala, atunci. Așa. Zi-mi, Andreea, poftim. Deci, fie punctele A de coordonate minus 3 și minus 2, A de coordonate minus 3 și? Minus 2. Minus 2. B de 5 minus 1. 5 de minus 1. C de minus 1 și minus 3. Am aflat ecuațiile de dreptură A, B, A, C și B, C. Deci ecuațiile de dreptură A, B. Le-am aflat dreptură, zic, ca să poate ne ajuta. A, C și B, C, da. Care este AB de ecuație? AB este X minus 8, Y minus 7. Minus 7. Egal 0. AC. AC este X plus 2Y plus 7. Să întâmplă ceva? Nu, nu, a venit. Ce ne? Mă cheam. Dar să stăte aici. O să rămân. A, Cosme. Aha. X? X plus 2Y plus 7 egal 0. Așa. Și BC-ul era 2X minus 6Y minus 14. 2X minus 6Y minus 14. Egal cu 0. Da. Și se cere să aflăm ce lungimea înălțimile triunghiului ABC. Deci înălțimile triunghiului ABC. Adică formul, cum zic, folosim distanța la punct la o dreaptă, dar nu știu... Area triunghiului?
Nu, nu știu... Formula ce? Da. Că cum era? Dacă e dat o ecuație, deci dat AX plus BY plus C, AX plus BY, ecuația unei drepte, AX plus BY plus C egal 0, și M, un punct de coordonat X0, Y0, un punct care nu aparține drepte de, da? Deci nu aparține drepte de, atunci distanța de la M la hai să D1, nu trebuie D1 în dreapta asta, ca să fie D, nu știu, M la D1 este dacă nu îl uitim, nici eu nu mă amintesc ce să facem în seara asta, dacă nu mă amintesc, plecăm acasă. Se întâmplă astfel de momente. Nu îți amintești deloc. Amintesc. Există. Da. Zi-vă totuși. Modul din AX0 plus BY0 plus C. Așa. Deci modul din AX0 plus BY0 plus C. Adică exact în ecuație locuim pe X cu X0. AX0 plus BY0 plus C. Supra radical din A pătrat plus B. Radical din A pătrat plus B pătrat, nu? Deci, distanța de la un punct la o dreaptă este asta. Și acum, tu vrei înălțimea dusă din vârful C, bunoare. Da. Când mă gândesc la un triunghi, triunghiul ABC, A, B, C, înălțimea dusă din C este CC1. Da, CC1. Și atunci lungimea înălțimea asta vrei tu să aflăm. Și distanța de la un punct C de coordonate cât? C de coordonate minus 1, minus 3. Minus 1, minus 3. La o dreaptă. AB, care o știi. De ecuație X minus 8Y minus 7 egal cu 0. Și scriem repede distanța. Sau ce ce prim? Ce? C1 egal cu distanța de la punctul C la dreapta AB. Și egal conform formulei acestea. Modul din A, adică ecuația lui AB, A este 1 aici. Deci vine 1 ori X0, 1 ori minus 1. Da? Da. Plus BY0 plus, plus B 8 ori... minus 8 ori 3. De acord? Da. Minus 8 ori 3 minus 7, tot un modul supraradical din A pătrat, adică 1 la pătrat plus minus 8 la pătrat. Da. Și face minus 1 4 minus 7, totul supra, radical din 1 plus 64, da? Da. Și face 1, minus 1 minus 24 minus 25. Minus 7 minus 32. 32 în modul, adică 32, supra radical din 65. Da. Deci asta ar fi distanța CC1 și la tine afli tu. Da, dar nu știam cum să... Deci este simplu, dacă da. Ai formula, dacă știi ce înseamnă. Dacă n-ați avut formula, ar fi fost o problemă complicată. Aș fi aflat aria seara asta, dacă eu nu mi-am team, că se întâmplă ce trebuie să spun. Eu nu știu toate formulele. Ori demonstrez, că pierd o jumătate de oră, ori dacă nu, găsesc calculare repede. Aria unui triunghi, eu știu să fac. Și îți zic, area triunghiului este egal cu baza ori înălțimea supra 2. Dar baza, distanța între două puncte AB, iar o știu să o fac. Distanța între două puncte, dacă am primul punctul A de coordonate și B de coordonate, distanța e egal radical din X2 minus X1 la pătrat plus X2 minus X1 la pătrat. Și aflam distanța AB,
ori înălțimea, care nu știam, supra 2. E ca cu area care nu știți să o fac pe altă parte. Când știi coordonatele cele 3, știți cât este area. E 1 pe 2 din determinantul acela. Deci area triunghiului ABC este 1 pe 2 din modul, din determinantul care îl scrie x1, y1, 1, x2, y2, 1, x3, y3, 1. Și făcând determinantul, luăm un modul și supra 2, iată că știu area triunghiului. Gândesc area triunghiului pe altă parte ca fiind baza ori înălțimea, da? Și egalez cele două arii și atunci găsesc repede distanța CC1. Mă descurc și vreau să fac. Trebuie să găsesc o idee în momentul ăsta dificil. Eu mă gândesc la situația în care voi sunteți la lucrare acolo. Măi, nu am formula aceea. Nu știu, dar trebuie să găsesc ceva. Că varianta de a spune nu știu, punct, am lăsat-o deoparte, nu e o soluție. Soluția este să te descurci. La fața locului acolo. Da. Zi altceva? Un singur lucru mai am. Te rog. Îți cere aria prin două procedee. Primul procedeu e ăsta cu determinantul. Da. Și al doilea, care să folosesc? Păi, baza, baza ori înălțimea, dar dreptul înălțimii, distanța nu o pun la o dreaptă. Că tu știi să faci înălțimea la un punct la o dreaptă. Da. Și îți dă un răspuns. AB este iar distanța de două puncte, tocmai ce am vorbit mai înainte. Deci o faci odată cu determinant, odată o faci area unui triunghi, știind pe A și pe B ca și coordonate, distanța între două puncte o afli, afli distanța la un punct la o dreaptă, că și dreapta ți-a drept o ai, și scrie area bază, înălțimea supra 2. Și trebuie să dea acel răspuns. Exact ce am discutat mai înainte, parcă nu știu cum mă întrebe asta. Bun. Să vedem. Intru în linie dreaptă acum. La Vlad. Voi sunteți toți trei din aceeași? Da. Da? Înseamnă că am trei dintr-un foc, am întrebat. Da. Da? Te rog. Deci avem șirul aer, cu el mai mare egal la 1. Șirul aer, sau nu sunt aceleași chestiuni? Da, aceleași chestiuni, da? Da. Fie șirul aer, cu? A e mai mare, cu e mai mare ca 1. E mai mare egal, mai mare egal cu 1 sau e înstrășit? Așa cu asta. A1 aparține intervalului 0,1 deschis. A1 aparține intervalului 0,1. Și ADN plus 0,1 deschis așa și da. ADN plus 1. A indice N plus 1. Dar cu A indice N. Pe lângă. 1 minus radical din A. La punctul A avem de aproape AN. AN egal cu cine? Da. La punctul B poate demonstrăm că AN este strict descrescător. AN strict descrescător. Descrescător. Și la punctul C fie BN cu N mai mare egal ca 1. E BN cu N mai mare egal ca 1. BN egal cu A1 pătrat plus A2 pătrat. A1 pătrat plus A2 pătrat plus puncte puncte plus AN. AN pătrat. Și să demonstrăm că este marginit superior. Da. BN marginit superior. Vedem ce idei, de ce idei facem rost. Primul șir acolo e dat pentru o recurență, da? Da. Hai să putem un pic discuție, că e un șir interesant. Și ăsta e un șir în care termenii săi, vă dați seama, dacă știu pe A1 între 0 și 1, da. Încep să-i dau drumul lui A2, A3 și mai departe. Cum merge al doilea? Păi uitați, fac cu N egal cu 1 și atunci devine al doilea egal cu A1 pe lângă 1 minus radical din A1. Cam așa arată. Și deci, practic, al doilea este un șir, un termen ușor găsit, de găsit pe baza lui A1. Apoi,
al treilea se va găsi pe baza lui al doilea, al patrulea pe baza lui al treilea și mai departe. Deci șirul este generat. Termenii apar. Acum 1 între 0 și 1. 1 minus radical la 1 va fi tot între 0 și 1. 1 minus tot între 0 și 1 va fi. Da. Și vorba de produsul a două numere între 0 și 1. Tot între 0 și 1. Deci se pare că toți termenii șirului vor fi între 0 și 1. O să discutăm. Puteți noi discuți, vrei? Eu nu mă pot apuca deodată, că nu știu. Ce fac acum? Mă încălzesc și eu, intru în problemă. Că nu ne-am găsit înainte ca să spui ieșițul ăsta. El s-ar putea să-i vorbim ieșițul foarte dificil. Dar până când îl începem dezbaterea lui, sperăm că îl putem face. În fiecare clipă, sperăm. Deci este un șir cu termeni pozitivi. Chiar toți cuprinși între 0 și 1 putem să dovedim chestia asta. Este un șir mărginit. De ce e mărginit? Păi între 0 și 1 sunt toți termeni șirului. Sunt două numere, 1 și 0 și 1. Șirul ăsta nici nu m-a uitat. Am ce spune autorul. Autorul spune găsești pe aien, adică se găsești forma termenului general. Pentru că un șir poate fi dat. Fie printr-o recurență, cum observați aici, fie prin forma termenului general. Demonstrăm limita și convergent și apoi demonstrăm astfel că este crescător. Adică este monoton într-un fel. Da. Ideea ta este asta acum. Că despre șirul ăsta am căpătat ceva informații în discuțiile care le-am purtat, că este un șir mărginit. Dacă este și în monoton, atunci... La punctul A vreau să demonstrăm că aparține 0,1 și... La punctul A... Nu scrie neapărat să află mai, nu știu, m-am dat la următor. Păi băi, și mai păcat în ceasă, deși eu trăgeam și eu de... Păi ce face asta, Luis? Hai de că să vă spun și... Venea așa, zic, băi, mai trece timpul fix și faci aici. M-am testat. Povestea... Nu, că trebuie să discut acum, ce mai făcuți. Mai pregătit-o. Haide ca să-ți povestesc acum. Deci sunt recurențe din care poți găsi forma termenului general ușor. Există recurențe liniare de ordinul 1, de ordinul 2, dar recurențe de acestea neliniare. Atenție, este o recurență neliniară. E foarte ciudată. De ce e nelinială? Că termenii săi nu sunt toți la puterea întâia. În mod normal, aici, dacă ar fi să aranjez, să începe o discuție, ar trebui să observați că am un necaz destul de mare. Ar trebui să zic la pătrat ca să capte radicalul ăsta. Deci sunt termeni neliniare, adică nu toți sunt la întâia. De tipul următor. Dacă Vlad ar fi așa, an plus 1, egal cu an plus 5. Așa este o recurență liniară. Că termenii săi care intră în discuții sunt la puterea întâi. O recurență liniară de ordinul întâi. Că la o distanță de două unități. Iar pentru șirurile acestea e o progresie aritmetică. Fiecare se obține din cel din față, adunând ceva. Aici mă discut. Forma termenului general am treabă rapid de făcut. Dar în condițiile în care vedeți asta progresie aritmetică. Poate să fie o progresie geometrică. Dar când este o ciudățenie de asta, termenul general nu este o întrebare, o la îndemână. Și nu e ușor, decât în anumite artificii, în anumite șmecherii făcute pe acolo. De aceea mă băgase într-un culoar foarte dificil. Și mă gândeam acum, în timp ce eu discutam cu voi, mă tot gândeam, mă, ce să fac la asta? Mă gândeam să fac un raport, aia am pus unul pe aia. Dar asta îmi va ajuta la motorii cel mult. Ai în plus 1 pe AN, în raport cu 1 va fi. Și de aici îmi dădeam seama despre monotonie. În final, despre convergența șirului. Dacă nu mi-ai pus să se studieze șirul, dacă spune așa, la punctul A, să se studieze șirul, apoi atunci plecam liniștit la treabă, pe inducție eventuală, crecutam acolo toată discuția. Dar așa că ați găsit forma termenului AN, forma termenului general era o chestie de panică în sufletul meu. Mi-ai dat un an drept în moale de capul, știi? Dar haide că mă revenit acum.
Să mă întorc. Ce să mă întrebați aici? Nu ai. Să trezi că aparține AN 01. Asta e altă poveste. Să arătăm că AN aparține tot intervalul 01. Da. Păi asta am făcut deja. Am și făcut. Da. Asta a spus el mai devreme. Că fiind AN între 0 și 1, da. Și AN plus 1. Și prin inducție. Devine. Da, prin inducție. Da. Deci, de ce mai vreau? Cum A0? A0, A1, da, aparține lui între 0 și 1. Între 0 și 1. Extrag radical de aici. Și vine 0 mai mic decât radical din A1, mai mic decât 1. Înmulțesc cu minus 1. Înmulțesc cu minus 1. Și echivalentul a spune că 0 mai mare decât minus radical din A1, mai mare decât minus 1, nu? Adică privesc în egalitatea inversă. Minus 1 mai mic decât minus radical din A1, mai mic decât 0. Adunând 1, adunând 1 în ambii membri, și echivalentul ar spune că 0 e mai mic decât 1 minus radical din A1, mai mic decât 0 și 1, 1. Eu am acolo nu atâta, nu 1 minus radical din A1. Am și mulțit constat de, da? Trebuie să mulțesc. Însă știu că A1 este cuprins între 0 și 1. Și acum, dacă mulțesc două numere subunitare, nu? Produsul lor este tot subunitar. Deci de aceea de aici rezultă că A1, cel de 1 minus radical din A1, e mai mic, e cuprins între 0 și 1. Dar cine este A1 pe lângă 1 minus radical din A1? Este tocmai al doilea. Deci de aici am arătat că al doilea este cuprins între 0 și 1. Și acum începe iarăși operația. De aici rezultă că radical din al doilea e cuprins între 0 și 1. Și înmulțesc cu minus 1, puncte, puncte, și fac toată povestea ca și cum ar fi. Da. Și așa mai departe. Deci rezultă în final că și al treilea va fi cuprins între 0 și 1. Și așa mai departe până la ordinul K. Da. Deci presupunem că tot am ajuns, asta a fost perioada de verificare, nu? Când am făcut-o cu al doilea, al treilea, așa mai departe. Presupunem că am ajuns până la ordinul K, că AK al celor termenilor, după ce AK e cuprins între 0 și 1. Și atunci rezultă că și 0 mai mic decât radical din AK, mai mic decât 1, că mulțesc cu minus 1, ceea ce înseamnă 0 mai mare decât minus radical din AK, mai mare decât 1, că minus 1, adică minus 1 mai mic decât minus radical din AK, mai mic decât 0, adun un 1 peste tot și va fi că 0 mai mic decât 1 minus radical din AK, mai mic decât 1, pe de sub, pe de alta parte AK e mai mic decât, e cuprins între 0 și 1, produsul lor, 0, mai mic decât AK, mai mic decât 1 minus radical din AK, mai mic decât 1. Dar cine este asta? A indice K plus 1. Am arătat astfel că A indice K plus 1 este cuprins între 0 și 1. A indice K plus 1 este cuprins între 0 și plus 1. Deci am arătat că P de K implică P de K plus 1. De fapt, la inducție, partea a doua asta demonstrație este asta așa. Trebuie să vă spun că ce am făcut eu aici. Știind că A1 între 0 și 1, am arătat că al doilea este cuprins, am arătat că și al treilea. Dar cum am arătat că al doilea e cuprins? În baza faptului că A1 este între 0 și 1. Cum am arătat că al treilea este tot între 0 și 1? Știind că al doilea este cuprins. De aceea, a apărut, am colțit în mintea mea ideea următoare.
ce am eu de arătat? Că următorul este bun. Că îndată ce știu că până la un anumit ordin toți termenii sunt între 0 și 1, trebuie să demonstrez că următorul e bun. Că dacă... Asta e mesul inducției, ce vă spun. Da? Că dacă arăți tocmai că următorul e bun, pe baza faptului că l-ai folosit pe el din urmă, înseamnă că dacă te întreabă cineva, da, următorul o fi bun? Păi da, mă, că uite, ăsta e fiind bun, următorul înseamnă că e bun. Și tot așa inducția lucrează. Îmi vine în minte un lucru. Trebuie să vă spun asta. Adunam fracțiile. 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4. Plus și mai departe, plus puncte, plus 1 supra n pe lângă n plus 1. Și trebuia să demonstrez că suma asta e egal cu n supra n plus 1. Da, deci e o sumă clasică, ușor de cunoscut, în sfârșit. Și eu am folosit-o la inducție, practic, ca să pot dovedi inducția. Să le predau inducția. Și la voi, copii, hai bă, să vedem chestia asta. Cum s-a adunat numele ăsta? Păi greu și foarte greu. Foarte greu, că numitorul comun nu se poate. Și m-am oprit undeva la 100 pe 101. Să înțelegi? Da. Nu se poate. Și atunci, hai să-i adunăm pe primele două. Și când am adunat pe primele două, ușor de făcut o sumă de două fracții, mi-a dat 2 pe 3. Și am zis, hai să mai facem un pas. Hai să le adunăm noi pe toate 3. Ca să le adunăm pe toate 30, dar mai muncim să facem noi pe astea două, că deja știm cât face 2 pe 3. Adunăm 1 supra 1, 3 ori 4. Și așa, așa, și am mers pe la vreo 5, 6, așa, și am zis, băi, e clar. A dat 5 supra 6, sau 6 pe 7. Bă, sunteți convins că e bun așa, nu pe 1 plus 1? Și când tocmai, să zic eu, că e treaba bună, unul din bancă zice, nu cred, eu nu cred. Păi de ce nu crezi, mă? Că dacă următorul pas nu-i bun. Și trebuie să mai fac și chestia aia. Dacă m-a simțit că asta gata, urca pe mine, că m-a prins acum și tocmai el mă întreba, decât aș fi făcut eu nu știu câți pas și el tot mă întreba, pasul următorul e bun? De fapt era miezul inducției. El m-a obligat pe mine să arăt că pasul următor e bun. Deci presupun că am ajuns până la ordinul K. Și dacă eu îți dau pasul, îți demonstrez că pasul următor e bun, păi fiind pasul următor bun, înseamnă că și următorul e bun. Fiind ăsta bun și următorul e bun. Tu nu ai ce mă mai întreba pe mine, nu? Asta e partea a doua a inducției, asta în asta cu ăsta. Presupunând că am verificat până la ordinul K, să arătăm că pasul următor, P de K plus 1 este bine. P de K implică P de K plus 1. Deci te ajută P de K să demonstrezi că și partul următor e bun. Da? Asta este miezul inducției. V-am repetat povestea asta pentru că, în general, se memorează inducția fără să se înțeleagă mecanismul foarte atent, foarte exact. Ce să spun așa, facem prima etapă, verificarea, etapa a doua, demonstrația. Deci facem, presupunem că PDK e adevărat, arătăm că PDK implică PDK plus 1. Scriem PDK plus 1, locuim pe K plus 1 și nu știu ce, folosim partea de urmă, dar n-am înțeles mecanismul. Deci de aceea am insistat pe povestea asta. Așadar, mă întorc. Aici am arătat că șirul la N, cum observați, este între 0 și 1. Să arătăm că al N este strict descrescător. Nu, ai următoarea întrebare. Da. Să arate că al N este strict descrescător. Idei. E la voi trebuie să aștept. Eu vedeți că știa tablă. O diferență, un raport, ceva trebuie să faci, nu? Da. Ori diferență, ori raport. Da. La ce vă aduce? Fac un raport. Fac un raport. Că se așează foarte repede raportul ăsta. Da. Deci aș pleca pe raportul ană plus 1. Ană plus 1 supra ană. Pe care trebuie să-l compar cu 1. Da. Cu 1.
după din aranjare de acolo, face 1 minus radical din AN. 1 minus radical din AN, cred că e mai mic ca 1. Da. Da? Deci mai mic ca 1, pentru că radical din AN, n-am făcut AN, AN e cuprins între 0 și 1. Da? Deci rezultă că 0 mai mic decât radical din AN, mai mic decât 1. De acord? Da. Scădem un 1 peste tot. Și înseamnă că minus 1 mai mic decât 1 minus radical. Nu, mulțim cu minus 1. Este 1 minus, da? Mulțim cu minus 1. Și echivalent cu a spune că 0 mai mare decât minus radical din AN mai mare decât minus 1. Adică minus 1 e mai mic decât minus radical din AN mai mic decât 0. Adunăm un 1 și vine 0 mai mic decât 1 minus radical din AN mai mic decât 1. 1 minus... adică ăsta de aici e între 0 și 1. Deci e mai mic ca 1. Deci poți să spun mai mic ca 1. Și aici are separa echivalent cu ană plus 1 supra ană, e mai mic ca 1. Adică ană plus 1, aici ană plus 1, e mai mic decât AN. Deci este un șir monoton, cum? Strict descrescător. Strict descrescător, da? AN, strict descrescător. Dacă e un șir monoton, strict descrescător, înseamnă că el pleacă de undeva, de la A1, și tot scade, nu termine, se duc înapoi. Și cine credeți că îl oprește? Limita. Zero. Dar zero e un majorant, e un minorant mai la stânga. Dar în mod sigur limita. Tot un număr, dar va fi un număr strict pozitiv. Ia să vedem. Hai să trecem la limita aici. Că avem voie acum. Știm că există limita. Că și el e strict monoton, e descrescător, mărginit, deși convergent. Și trec la limită și vine L, egal cu L pe lângă 1 minus radical din L. L egal cu 1 minus radical, L pe lângă 1 minus radical din L. Că doar dacă ai întinde la L și reprezentantul al plusului este același șir. Doar dar din alt reprezentant. Reprezentant. Împărțim totul prin L. L diferit de 0, să zicem. Și atunci vine că 1 minus 1 egal cu 1 minus radical din L. Adică echivalent, va spune că nu egal cu 0. Înseamnă că 0 îl oprește. Nu există un L altul decât L. Te-ai spus, da. Ce, gata, m-am dat bătut. Dar eu am sperat să găsesc un alt L pozitiv între 0 și 1. Adică un altul care să-l oprească, nu neapărat zero, da? Corect ce ai spus. E bine. Facem mai departe. Șirul AN este monoton strict descrescător, convergent, se duce la 0. Păstrim un alt șir BN, format din A1 pătrat plus A2 pătrat plus AN pătrat. Să arătăm că șirul acesta este mărginit superior. Adică, cum ar arăta asta? Hai să-l vedem cum arăta. Ar arăta așa. B1 egal cu A1 pătrat. B2, A1 pătrat plus A2 pătrat. Așa ar fi, nu? B3 ar fi A1 pătrat plus A2 pătrat plus A3 pătrat. Se vede că este un șir monoton crescător. Că, iată, B1 este ăsta, B2 este cel dinainte, plus ceva. Adică, îmi permit să spun că B1 e mai mic decât B2, B2 e mai mic decât B3, mai mic și rămâne departe, mai mic decât BN. BN mai mic decât BN plus 1, mai mic decât puncte-puncte. Deci, șirul este un șir monoton strict crescător. Monoton, strict crescător.
Și povestea este să arătăm că este mărginit superior. Ca să arăt că e mărginit superior, ar trebui să găsesc un număr încât să arăt că toți termenii șirului sunt mai mici decât acel număr, nu? Așa ar fi. Ca să fim, ce înseamnă șirul imaginii. Există un număr care e capabil să-i oprească pe toți termenii șirului. Este în dreapta și mai mult peste el nu se poate trece. Știu că toți termenii sunt între 0 și 1. Deci toți termenii șirului sunt între 0 și 1. Adică șirului aien, că am arătat așa, la 1 pătrat plus la 2 pătrat plus la aien pătrat. Aș folosi chestia asta, că toți termenii sunt mai mici decât 1 și pătratelor sunt mai mici decât 1, nu m-ar ajuta, că ce s-ar construi ar fi mai mici decât el. Că sunt n termeni, nu? 1 plus 1 plus 1 plus 1 de n ori, mai mici decât el. Acel șir este un șir care nu se duce la infinit, e nemărginit superior. Deci șirul pe care vreau să-l construiesc ca șir majorant, nu este unul deștept care să fie un șir mărginit. Și nu văd acum exact cam cum ar fi, care ar fi ideea. Dacă voi aveți o idee rapidă, eu preiau, dar o discutăm. Nu preiau așa foarte simplu, ci mă interesează, o discutăm. Eu putea scrie egal cu 1, a 2, așa, egal cu 2, a 3, 1, adică la pătrat și adunăm pe verticală. Și la pătrat abele și expresie. Deci tu ce propui încă o dată să... Deci pentru egal cu 1 scriem a 2 și ridicăm expresie la pătrat. Deci de aici, nu? Vrei tu? Păi da, dar chiar cum scrie eu pe acasă. A 2, a 2 pătrat, vrei să... Da, ridicăm la pătrat. Și face A1 pătrat, pe lângă, ia vezi aici binomul la pătrat, ce iese aici? Hai să vedem, hai să vedem. Hai să vedem. A2 pătrat, face A1 pătrat, nu? Așa ar fi. Pe lângă 1 minus 2 radical din A1, plus A1. A1 pătrat. Plus A1. Despre A1 doar atâta știu că între 0 și 1. Tu gândești aici să scrim asta pentru toți termeni. Da, și apoi să adun pe vertical. Să vedem. Hai să-ți fac paranteza aici. Da? Deci dacă îți fac paranteza, ar fi așa. Că A2 pătrat egal cu A1 pătrat minus 2 A1 pătrat radical din A1, da? Și plus A1 la a treia. Așa ar veni, da? Acum, dacă ar scrie și următoare, ar fi A3 pătrat, A3 pătrat egal cu A2 pătrat, minus 2 A2 pătrat radical din A2, plus A2 la A3. Și așa mai departe, puncte, A n plus 1 la pătrat egal cu a_n pătrat minus 2 a_n pătrat radical din a_n plus a_n la a treia. Și la o sumare se reduc
termină și ăștia, da? De la al doilea până aici și ar să rămână AM plus 1 la pătrat, AM plus 1 la pătrat egal cu A1 pătrat. Iar aici ce pot să fac? Nu prea mai am ce face. Dar am sumarea asta, dar aici ce se pot face? Nu știu, poate un minus 2. Cum ăsta mi-e scurit, dacă intervoare. Da. Deci AM plus 1 la pătrat egal cu A1 pătrat minus, hai să spun, să scot pe A1 pătrat în factor comun, A1 pătrat pe lângă radical din A1, 2 radical din A1. Așa devine, nu? 2 radical din A1 minus A1. Minus, dacă ar trebui să... Deci, nu, e o sumă aici. O sumă, da. Da, deci ar fi, așa ar fi corect. Minus sumă de la K egal cu 1 până la N din A1 AK pătrat de lângă 2 radical din AK minus AK. Nu mă pot pronunța foarte exact asupra sumei acestea. Și rupei, n-am putea să scriu și... acolo la și rupei. Așa. Să scriem și pe AM minus 1. Poate ne-ar ajuta. Ce să fac? BN. Unde? Așa? Mai sus, mai sus. BN aici, da? Să scriem și pe AM minus 1 înainte de AM pătrat. Aha. Tu zici așa, în loc de AM pătrat, îl lăsă pe el și scrii și de asta, AM minus 1 la pătrat, da? Deci AM minus 1 la pătrat, AM pătrat. Nu mai am pus acolo. S-a aplicat la zi. Păi nu, pe și ăsta. Sus, la AM. Vrei să-l aranjăm altfel? Hai să-l aranjăm altfel. Poate se vede mai bine. El propune să încerc cum să umblu la cirul la AM. Am vrut să reflec. Bine, bine. Am vrut să... Bine, la revedere. La revedere. AN plus 1. Egal cu AN pe lângă 1 minus AN supra radical din 1 plus AN, da? Radical din, adică 1 plus radical din AN. 1 plus radical din AN. Ce putem face aici? Asta e mai mic. 1 minus AN e mai mic decât 1, nu? Și atunci mai mic decât AN supra 1 plus radical din AN. AN supra 1 plus radical din AN. Dacă renunțăm la unul din fracția asta, e mai mic asta decât cine? Mai mic decât AM supra radical din AM. Adică radical din AM. Adică AM plus 1 la pătrat e mai mic decât AM.
pentru toți termenii ăștia. Și dacă ar ști pentru toți, mai mic egal decât N, deci dacă aș scrie așa pentru toți termenii șirului, ar fi că suma pătratelor mai mic decât a 1 plus a 2 plus a N. Din observația asta, nu? Da. Deci din observația asta, ca N plus 1 la pătrat mai mic decât a N. Și a N. Atunci și, și a N plus a N pătrat mai mic decât a N minus 1. Și chestia asta m-ar duce la ce? A 1. A2 a, a, BN e mai mic decât A1 plus A2 plus AN minus 1. Parcă așa vine, AN minus 1. Dar totuși suma aceea lor A, care, te, despre care termenii sunt între 0 și 1, n-am un argument clar. Adică nu e un șir construit majorant destul de deștept. M-ar interesa unul și mai bun. Deci, ca fenomen matematic, zic așa, șirul, termenii aceștia, termenii ducându-se spre zero, la pătrat, îți și mai apropiază de zero. Și înseamnă că, în final, se adună, e drept să adună, dar se adună atât de puțin, încât e nesemnificativ. Dar nu pot să spun așa foarte riguros că bunul simț îmi spune că există un număr M care să facă treaba asta. Dar nu, pun, nu pot pune încă mâna pe el. Încă toți termenii șirului să fie mai mici decât numărul acela. Că asta e povestea mea. Ori găsesc un șir majorant care să ducă spre un număr, el să se țină cum? Șirul ăsta majorant să se țină tot timpul în dreapta,